creatul meu și pe-a cucerniți părinții, și pe cei și frații mei, se vede că nimic nu este nou sub soare. Tot ceea ce ne-a grăit Evanghelia s-a întâmplat cu plus de măsură și în primele viacuri creștine, dar se întâmplă și astăzi. Dumnezeu nu este iubit. Și noi, cei care îl iubim, nu îl iubim de ajuns. Însă, se vede că nu doar că nu este iubit Dumnezeu, este urât, este jignit, este defăimat, este învinuit. Ziceam că la începuturi, în primele viacuri creștine, a fost foarte evident, pentru că în numele Lui, pentru credința în El, erau uciși creștini. Mii și mii, sute de mii, milioane de oameni s-au lăsat omorâți, uciși pentru Domnul Hristos. Având temei, iată, în Evanghelia după Ioan, dacă l-au urât pe Hristos, nu se putea decât și ei să fie urâți la rândul lor. Dacă l-au omorât pe Hristos, nu se putea altfel decât și ei să fie uciși. Însă, Evanghelia de astăzi ne dă o soluție în ce ne privește pe noi. Cei care suntem urâți de ceilalți și asemenea bajocoriți și învinuiți. Vedeți dumneavoastră că biserica este de vină. Noi suntem de vină, creștinii, care opunem oarecare rezistență în fața valului secularizării, în fața minciunii, în fața manipulării. Și atunci sunt atâtea și atâtea voci care lovesc diabolic în biserică și noi, în unul fiecare, așa trebuie să simțim. Atunci când se lovește biserica, chiar dacă se lovește la vârful ei, trebuie să ne doară pe unul fiecare, pentru că noi facem parte din biserică. Și soluția dă Evanghelia de astăzi. Ce trebuie să facem? Ce am putea face? Și chiar la începutul Evangheliei ne spune Domnul Hristos să vă iubiți unul pe altul. Aceasta este soluția, dragii mei. Ca să putem rezista în fața acestui val de ticăloșie, trebuie să ne iubim unul pe celălalt. Astfel încât să rămânem în unitate și să răzbim, să trecem cu bine peste toate obstacolele care ne stau înainte. Și aș adăuga la acest gând și gândul, să zicem, al Sfântului Mare Ucenic Dimitrie. Ce ne-ar spune El astăzi? După 1700 de ani, de când El a fost martirizat, oare ce ne-ar putea spune? Să ne lăsăm uciși? El s-a lăsat ucis. Eu cred că ne-ar spune să trăim, nu să murim. Însă să trăim astfel încât să plăcem lui Dumnezeu și în aceeași măsură să trăim încât celălalt de lângă noi să mai rezistă un pic. Deci, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie nu ne-ar cere astăzi să murim, ci să trăim. Dar să trăim pentru Dumnezeu și pentru aproapele nostru. Și ce ne-ar mai spune Sfântul Mare Mucenic Dimitrie? Oare ne-ar spune să ne lăsăm capetele retezate, să ni se taie capul pentru credința noastră? Nu. Ne-ar spune Sfântul Mare Mucenic Dimitrie următorul lucru.
să rămâneți cu capul pe umeri. Este foarte greu să rămâi în zilele noastre cu capul pe umeri. Trebuie să avem vigilența necesară și înțelepciunea duhovnicească, astfel încât să rămânem cu capetele pe umeri și să biruim stăpânitorul acestei lumi. Și revin și cu aceasta închei. Vom reuși împreună doar dacă ne vom iubi unul pe altul. Așa să fie. Amin. Mările Tatălui și Fiului și Sfântului.